Liftingul facial cu firele Silhouette Soft se potrivește atât femeilor cât și bărbaților? Putem să folosim aceste fire deopotrivă femeilor și bărbaților, cu singura specificație că, bineînțeles, tehnica și vectorii pe care îi folosim în liftare vor fi diferiți. Dacă pentru o pacientă femeie, să zic așa, e foarte drăguț să accentuăm pomeții și pomeții au o anumită poziție și orientare, pentru un bărbat cu siguranță este mai important să definim foarte bine linia mandibulară. Adică bărbații nu au în mod normal o definire foarte bună la nivelul pomeților, ci mai degrabă o mandibulă mai pătrată, mai evidentă.